Salutare și bine ai venit la un nou video. Am vorbit astăzi cu un prieten, mai exact cu băiatul care are BMW-ul acela din video trecut, BMW-ul acela X5 verde. Să ne întâlnim să facem așa o scurtă liniuță. Spun scurtă liniuță pentru că încă nu am găsit un loc unde să facem ceva legal, așa că o să facem o parcare la noi la muncă. Pe viitor vreau să găsesc ceva, o pistă, ceva, unde putem face ceva legal mai ca lumea. Așa că deocamdată astăzi o să facem ceva scurt. O să facem între BMW-ul meu și BMW-ul lui. Eu am 2 litri, el are 3 litri, acum rămâne de văzut să vedem care câștigă. Nu prea ne lasă nici vremea. Nu este foarte frumos afară. A plouat până acum, sper să nu plouă, să ne lase și pe noi să facem un mic drag, o mică liniuță. O să merg acum să-l iau și pe fratele meu, să ne mai filmeze și el și din alt unghi. O să punem și camerele, să vedem ce iese. Dar pe viitor o să fac ceva mai frumos, mai ales dacă găsesc o pistă sau ceva de genul. O să luăm și drona cu noi, să mai rog încă un coleg să vină să ne filmeze și cu drona. Deci o să iasă ceva mai frumos. O să am și diferite mașini, dar rămâne de văzut. Acum să vedem ce iese astăzi. Sper să iasă ceva ok. O să fie interesant. Avantajul lui e că are 4x4, e în tracțiune spate, pe jos e ud. Acum să vedem cum o să iasă. Probabil o să pierd. Are aproape 300 de cai, mașina lui are un remap, este 3 litri, a mea are 215-220, ceva de genul, cu remap. Dar rămâne de văzut. Probabil o să fac în viitor apropiat un vlog, un review la un Nissan GT-R. Are un prieten de-al nostru, un GT-R, și a făcut acum remap stage 2, 3, 4, abar n-am cât e, dar are vreo 900 de cai. E senzație în mașina. Trebuie să-i facem și un full wrap. O să-i schimbăm și culoarea. Asta tot într-un vlog. O să vedeți ce culoare. Și apoi o să-i facem un full review la mașină. O să vă arăt mai în detaliat ce am schimbat. I-am schimbat foarte multe obiecte de pe ea în full carbon. Dar rămâne de văzut în vlogurile ce urmează. Am ajuns și noi la loc. Aici o să facem liniuța scurtă. După cum am zis, o să facem o liniuță între mașina mea și X5-ul de acolo. Mașina mea e un 520 din 2011, are remap stage 1, vreo 218 cai, tracțiune doar pe spate, are mai puțin cai ca X5, motorul mai mic, e puțin mai ușoară, dar acum rămâne de văzut care câștigă. Am și evacuarea modificată, e țeavă goală de fapt, și filtrul de particule e scos, EGR-ul e pus pe off și acum să vedem cum se aude. Se aude destul de finisor. Hai cu tancul! Ce-mi place culoarea asta la maxim. 3 litri, după cum am zis, diesel. 290 de cai pe acolo, pe undeva. Are remap. Să vedem și asta acum. Se aude. Se aude mai frumos, se aude mai gros. E și motorul mai mare. Acum să-i dăm să-i dăm drumul, să facem liniuța aceea până nu vine ploaia. Si, lași, da? 3, 2, Oh!
spatele. Am terminat și noi mica liniuță, nu m-am abținut și am făcut și eu câteva cerculețe. E suprafața foarte proastă aici pentru așa ceva, e foarte aderentă, dacă vedeți. Dar asta este. Bun. Ne vedem pe drum. E bine că ne-a lăsat și vremea să ne facem dambla. A început și ploaia, am lăsat plouă pe autostradă. Cam asta este liniuța noastră scurtă de astăzi. Nu prea am putut decide cine a câștigat, deoarece ne trebuie o pistă ceva mai lungă. Spațiul destul de mic acolo, parcarea. Sper pe viitor să găsesc ceva, o pistă, să facem alte liniuțe cu diferite mașini în vlogurile ce urmează. Dar a fost interesant, zic eu. Ne-am distrat puțin. Am mai tocit și puțin cauciucurile, că erau prea bune. Și acum am plecat și acasă, nu mai plouă, a dat soarele. Și cam atât cu video de astăzi. Nu uitați să vă abonați, să dați și un like. Dacă aveți comentarii, lăsați și o să vă răspund. Dați și un share, dacă puteți, dacă vreți, pe Instagram mă ajută. Puneți la story acolo. Și ne vedem data viitoare cu un alt video. Să aveți grijă de voi. Salutare, ciao.